Iulicica, bună dimineața. bună dimineața ție, bună dimineața și invitatului. Bună dimineața, Dragoș Tohănean este astăzi alături de noi, vicepreședintele Autorității pentru Digitalizarea României. Voi folosiți platforma? Ghișeul.ro? Da, V-ați achitat taxele pe anul acesta deja? E, acum Acum dăm din casă tot? Eu am achitat deja, de fapt, Bravo, felicitări. soțul s-a ocupat, dar am A, atunci beneficiat... tu nu ai achitat, tu ai asistat. <laughs> am, mă, mă laud, cred că asta pot să spun. Mă laud că sunt deci, un... Și mai avem până la 31 decembrie martie, am dreptate, nu? Până la 31 mai martie avem timp, mai avem. Da, așa, ca să beneficiem de reducerea de aceea, de 10%. La de 10% da, la dar să știi că eu deja am o plângere... Faptul că putem beneficia de o reducere de 10%, și dacă stăm la coadă, și dacă plătim online. Asta este și, din adevărat. punctul meu de vedere, reducerea ar trebui să fie mai mare pentru cei care sunt conștiincioși și plătesc online. Bun, atunci ne gândim să începem la asemenea campanie. Astfel, da, corect. De 50% februarie. propun eu. Acum. <laughs> atunci trebuie să-l invităm și pe reprezentanți Ministerul Finanțelor, astfel încât să vedem un pic ce părere au de această bonificare de mare. Să, o să duci tu mesajul mai uh, departe. Îmi, de, îmi permit deja să vorbesc la Tertu, ter, pentru că ne-am împrietenit. Suntem pe aceeași lungime de unde atunci când vine vorba de uh, plăți online și digitalizare și vreau să vedem evoluția uh, platformei ghișeul.ro în special în uh, ultimii ani, când uh, vizibil a crescut numărul uh, utilizatorilor. În 2019 erau 500 de mii de uh, useri. Aproximativ 550 de mii de utilizatori. Oameni din toată țara, nu? Așa este. Și treptat, iată, am ajuns la peste 1.400.000 de, mii de uh, utilizatori. În 2020 erau 775.000 și în 2021 1.145.000. Deci, evident, cea mai uh, mare creștere, creștere a fost pe perioada pandemiei. Uh, a fost un uh, plus. Uh, Românii au început să accepte soluțiile digitale oferite de uh, administrația publică, de statul român. Uh, în platforma ghișeu.ro este un produs uh, livrat și dezvoltat într-o colaborare public-privat, împreună cu aso Asociația de plăți electronice din România este un proiect care derulează de 11 ani, dar uh, succesul uh, a început să crească în data, uh, începând cu data de uh, anul 2019. Uh, succesul, uh, mi se pare sincer, mult spus totuși succes, pentru că noi vorbim totuși de aproape 20 de milioane de oameni în România și doar 1.495.000 sunt active acum pe platformă. Ce se întâmplă? Pentru că văd că în continuare oamenii stau la coadă. Am văzut chiar zilele trecute, noi la știrile ProTV, o știre Uh, în care vedeam oameni stând la coadă acum ca să-și plătească taxele și impozite. Care este problema, să spunem? Nu vrem să spunem cuvântul problemă. Uh, treptat am investit în, bun, în bunătățirea platformei ghișeu.ro. Uh, numărul plăților a crescut, numărul instituțiilor înrolate în, uh, în această platformă a crescut și el. Avem peste 1300 de un, uh, uh, instituții înrolate pentru a putea face plăți. Se pot face plăți inclusiv put cont sau fără cont, adică la fiecare început de an, cum ați spus și dumneavoastră, beneficiem de această reducere de 10% pentru plata impozitelor și taxelor. Acestea le putem plăti prin intermediul contului, care îl creăm prin intermediul platformei ghișeo.ro, dar de asemenea putem să facem și diferite plăți precum amen sau respectiv taxe pentru pașaport sau permis, fără cont sau utilizator. Deci chiar dacă avem un număr de 1.495.000 de utilizatori la sfârșitul 2022, asta nu înseamnă că nu s-au făcut plăți și fără autentificare. Numărul este comparativ mai mare al plăților fără autentificare, pentru că beneficiază de anumite căi rapide pentru uh, această direcție, dar numărul utilizatorilor crește. Numai la, în primele două săptămâni din 2023 avem deja 50.000 de utilizatori noi. Asta este o veste foarte bună, dar explicațiile pentru faptul că ei stau în continuare în număr foarte mare la, la coadă, care sunt? Sunt diferite uh, uh, variante. Uh, putem să luăm diferența între mediul urban și mediul rural. pungro are o acoperire la nivel urban de aproape 100%. La mediul rural, chiar dacă facem campanii constante de informare, avem o acoperire doar de 30%. Persoanele în vârstă care nu dețin o identitate financiară bancară, adică nu dețin un card bancar, nu pot face plățile online, care numărul acestor persoane este destul de mare. Asta este, poate fi considerat un prim motiv, chiar dacă facem campanii de informare către primării către cetățeni constant, pentru că în Grupul APERO uh, sunt re, reprezentante diferite bănci care comunică către cetățeni mesajele, inclusiv pentru plat plata taxelor și impozitelor prin platforma ghiseau.ru. Uh, un alt motiv este îmbrățișarea structurilor digitale. Uh, Uite uh, ce am observat eu, din părerile pe care le-am strâns uh, de la telespectatorii noștri, mulți sunt încă sceptici pentru că uh, trăiesc cu impresia că dacă și-au achitat. Uh, taxele și impozitele online sau chiar și amenzile, riscă să se trezească la sfârșitul anului că, de fapt, nu au fost achitate, nu au această siguranță. Cum le garantăm oamenilor siguranța că plățile sunt procesate în siguranță? În primul rând, prin credere și uh, prin îmbrățișarea uh, noilor direcții digitale între... Uh, platforma ghișeu.ro și ANAF există o strânsă colaborare și o strânsă legătură în momentul când un cetățean își face plata taxelor și impozitelor folosind platforma ghișeu.ro. Aceste informații sunt trimise imediat către ANAF, cetățeanul primește în, a, în platformă imediat dovada plății și în istoric îi apare exact ce a plătit cu detalii și descriere. În cazul în care cetățeanul deține uh, mai multe bunuri împărțite pe diferite teritorii ale României, la fel le poate vedea pe aceeași, pentru că CNP-ul este unic și atunci el poate să plătească dintr-un singur loc, folosind o singură platformă, taxele și impozitele de, uh, de Și se zi. poate ocupa un singur membru al familiei de toate aceste taxe, nu? Pentru, pentru Dacă o luăm în ei. considerare bunele practici din punct de vedere GDPR, este recomandat ca fiecare utilizator să-și administreze singur contul. Bine, atunci eu n-am spus că soțul s-a ocupat. Îți mulțumim foarte mult, Dragoș. O să ne întâlnim cu Dragoș Tohănean și la ora 10. Dacă aveți întrebări pentru noi, chiar vă rog să ne scrieți pe contul nostru de Instagram, pe ilikeit.pro.tv. Vrem să știm dacă voi folosiți platforma ghișeul.ro dacă nu, de ce nu. Și tot așa, încercăm să dezbatem și întrebările voastre la ora 10. Ne vedem atunci.